Cu informația momentului, Corpul de Control al Prim-Ministrului a încheiat controlul făcut la Ministerul Sănătății și Institutul de Sănătate Publică după scandalul publicării primelor date extinse despre vaccinarea în România. Inspectorii guvernamentali au sesizat parchetul general, cerându-le procurorilor să deschidă o anchetă în acest caz. Consilierul onorific al Ministrului Sănătății, care s-a ocupat de accesarea Registrului Național de Vaccinare și apoi a publicat informațiile pe portalul guvernamental de date deschise, nu a primit o delegare oficială în acest sens. Detalii are colega mea, Carla Tănasie, în direct acum cu noi. Carla, te ascultăm. Vedem că acest control din partea Corpului de Control al premierului, după atacul informatic la Registrul Electronic Național de Vaccinare, se încheie cu o sesizare penală către parchetul general, o sesizare însă nu pe numele unei persoane, ci o sesizare in rem. În urma comunicatului pe care l-am primit în urmă cu puțin timp, sunt și câteva constatări în urma controlului și astfel aflăm că la Registrul Electronic Național de Vaccinare au acces mai multe categorii de utilizatori. Este vorba de vaccinatori, cei din centrele de vaccinare, Direcțiile de Sănătate Publică, STS, Ministerul Sănătății, Inspectoratul INSP, dar și CNCAV. Și mai aflăm că fiecare dintre aceste categorii au separat un username și o parolă. Mai aflăm de asemenea că pe data de 20 ianuarie un reprezentant al Ministerului Sănătății a solicitat în mod repetat INSP o acces la Registrul Electronic Național de Vaccinare pentru o interfață separată care conține doar date numerice. Practic vorbim de acele date care au fost publicate în transparență, date despre vaccinare, dar și despre testare. Tot din acest comunicat mai aflăm că Ministerul Sănătății a nominalizat 4 reprezentanți care au avut acces la Registrul Electronic Național de Vaccinare, însă această nominalizare a fost făcută fără să existe o delegare, un act administrativ de delegare sau încredințare a unor atribuții, responsabilități, limite de competență sau perioada la care au acces la platformă. Și în legătură cu atacul informatic, aflăm că pe data de 7 martie, în 30 de minute, au existat 181 de încercări nereușite de acces în Registrul Electronic Național de Vaccinare, iar toate aceste 181 de încercări au avut loc de pe contul alocat Ministerului Sănătății, de pe un IP din Germania. Este vorba de un server privat. În privința consilierului onorific, cel care s-a ocupat de punerea în transparență a acestor date, Corpul de Control al premierului specifică faptul că nu există, că în acest moment există un regim juridic insuficient definit al consilierului onorific. Asta înseamnă că el nu prea poate fi tras la răspundere în acest caz. Așadar, acum este de așteptat să vedem ce se va întâmpla cu această sesizare penală care a ajuns la parchetul general și dacă într-un final va fi cineva tras la răspundere. Am văzut între timp și declarații publice atât din partea consilierului onorific al Ministrului Sănătății, cel care s-a ocupat de punerea în transparență a acestor date, dar și din partea ministrului Vlad Voiculescu. Și consilierul onorific, dar și ministrul spun că nu văd care este problema în acest caz și spun că totul s-a întâmplat în mod corect, având în vedere că nu sunt date cu caracter personal care ar fi trebuit să fie confidențiale. Vedem însă că, de fapt, este vorba de persoana care a avut acces la acest registru, respectiv de consilierul onorific.